În ultima ședință, guvernul condus de Florin Câțu a dat undă verde unui proiect de lege cu scopul declarat de a transpune directiva europeană pentru codul comunicațiilor electronice. Un articol introdus în proiect a generat însă un val de controverse. Acesta obligă platformele de comunicare și furnizorii de internet să permită interceptarea conversațiilor și a mesajelor transmise pe WhatsApp, Messenger, Telegram, Skype și alte rețele de socializare. Codul comunicațiilor este nevoie de acest proiect de lege pentru a demara licitațiile 5G. Toate avizele au fost primite, inclusiv avizul CSAT, care este un aviz foarte important, în Parlamentul României. Dacă în comisii se descoperă că există diferențe față de codul de procedură penală, bineînțeles că acestea pot fi corectate. Concret, furnizorii trebuie să sprijine organele de aplicare a legii și cele care se ocupă de securitatea națională pentru interceptarea legală a comunicațiilor și să suporte costurile aferente, să furnizeze informații despre date de trafic, identificarea clienților, modalități de plată și istoricul accesărilor. Cei care vor intercepta aceste comunicații vor trebui să obțină un mandat de la judecător. Un exemplu ar fi un procuror se uită pe Facebook, acolo apare un mesaj, spre exemplu o amenințare, poate la adresa unei persoane sau mai multor persoane. Procurorul întocmește un proces verbal de autosesizare, iar în baza acelui proces verbal și postarea de pe Facebook se poate duce direct la instanța de judecată și să obțină un mandat tocmai pentru interceptarea tuturor comunicărilor făcute pe acel cont. Până acum, sigur, era necesară deschiderea unui dosar penal, efectuarea mai multor cercetări. Experții în tehnologia informației susțin însă că prevederile nu impun limite și pot duce ușor la abuzuri. Nu putem fi absurzi în așa fel încât să susținem că nu e nevoie de niciun fel de măsuri sau că trebuie să lăsăm complet anonime aceste discuții. Pe de altă parte, nu putem lăsa cadrul legislativ atât de ușor interpretabil încât să putem să ne trezim cu toții supervizați. Liderii PSD spun că la Senat vor susține modificarea legii și eliminarea articolului controversat. Dacă au fost adăugate lucruri pe transpunerea codului comunicațiilor, acele lucruri nu trebuie să se regăsească. Proiectul inițiat de guvern a fost adoptat deja în Camera Deputaților.